Salutare tuturor și bine v-am regăsit în tutorialul de astăzi. Vreau să realizez un grafic al evoluției notelor elevului la limba română și matematică. Pentru realizarea acestui lucru voi executa un click într-o celulă liberă, apoi voi merge pe meniul Insert și din zona Charts o să aleg un grafic de tip linie. Pentru o mai bună vizualizare a graficului o să-i stabilesc o culoare de fundal astfel. Execut un clic dreapta în zona graficului și voi alege opțiunea Format Chart Area. Apoi pe meniul Fill, opțiunea Solid Fill și din zona Color o să pot, o să am posibilitatea să stabilesc o culoare de fundal graficului. O să repoziționez graficul un pic mai jos sub zona catalogului și acum va trebui să stabilesc zona de celule din care graficul trebuie să importe date. Pentru realizarea acestui lucru o să execut din nou un click dreapta în zona graficului și o să merg pe opțiunea Select Data. Din fereastra apărută o să execut un click pe butonul Add. O să dau un nume acestei serii și o să spun limba română. Și apoi executând un click pe acest buton cu săgeata în sus din uh, zona Serious Values, o să am posibilitatea prin metoda drag and drop să selectez zona de celule în care sunt trecute notele la limba română. O să pornesc, bineînțeles, cu celula E6 și o să mă opresc la celula E12. Voi executa acum un click pe acest buton și apoi click pe butonul OK. Astfel noi am importat notele uh, corespunzătoare uh, obiectului limba română. Pentru a realiza și graficul uh, notelor la matematică, vom repeta pașii, adică un click dreapta în zona graficului, opțiunea select data, click pe butonul add Denumim seria ca matematică, apoi vom stabili zona notelor la obiectul matematică, click pe butonul OK, click pe OK și observăm că evoluția notelor la matematică a apărut în graficul nostru. Problema este că la matematică avem doar 6 note și nu 7. Celula corespunzătoare celei de-a șaptea note este egală. Și automat graficul nostru coboară până la linia corespunzătoare notei 0. Este de evitat acest lucru. Pentru ca graficul să nu coboare până la uh, numărul 0, vom uh, realiza următorii pași. Clic dreapta în zona graficului, opțiunea Select Data și în această fereastră regăsim butonul Hide and Empty Cells. Vom executa un click pe acest buton. Și din fereastra nouă apărută, vom alege opțiunea Connect data points with line. Apoi clic pe butonul OK. Și apoi OK din nou și observăm că graficul nu mai importă acest zero din celula goală. Și va rămâne la ultima notă din celula H11. Să mai adăugăm câteva informații graficului nostru, cum ar fi un nume pentru acest lucru, vom executa un click pe butonul corespunzător cu această cruciuliță verde și vom alege opțiunea Chart Title. Vom stabili titlul graficului nostru ca fiind evoluția notelor. Și tot cu, acest, cu ajutorul acestui buton, Regăsim uh, opțiunea Data Table și observăm că în partea de jos a graficului a apărut un tabel cu notele pe care le-a obținut elevul la obiectele limba română și matematică și chiar și culoarea corespunzătoare graficului notelor uh, specifice fiecărui obiect în uh, parte. Acesta a fost tutorialul pentru astăzi. Eu am fost Adrian și până data viitoare vă doresc la revedere!